Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adâncă ajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște rob nevrednici cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi acestora, cei care stau de față la împlinirea 50 de ani de căsătorie. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim și rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai nevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi. Și cu milostivire i-ai învrednicit alese împlinii cererile, așa și de acum înainte învrednicește spre într-o dreaptă credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i, Doamne, de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și nevrednicește pe toți. Totdeauna a gălit și a cântat ție și cioi fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Robilor tăi, tuturor celor care stau de față la împlinirea acestei frumoase vârste a 50 de ani de la taina cununiei, dă-le lor, Doamne, sănătate, bună sporire între toate și îi păzește pe dânșii între moșii fericiți anii, să cântăm cu toții. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să tăinuiți pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. În anul 1991, Organizația Națiunilor Unite a stabilit și a consacrat această zi de 1 octombrie pentru a sărbători pe cei vârstnici. Pe cei care au muncit dinaintea noastră, pe cei care ne-au dat viață, pe cei care ne-au crescut, pe cei care au construit, eu știu, o societate, o țară, chiar dumneavoastră faceți parte din generația care s-a sacrificat pentru construirea României moderne după război. Am inițiat și Consiliul Local a aprobat ca să și primim aceste cupluri care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Aș fi vrut undeva pe la Paști, a treia zi de Paști, să primiez. Din motive politice, nu dau nume, au sărit unii, sau să zic unul candidat, la funcție de primar atunci, că e campanie electorală și vezi, Doamne, că dacă v-aș fi premiat atunci, împreună cu dumneavoastră viceprimar, că era tot viceprimar sau consiliu local, dumneavoastră ați fi votat un anumit candidat. Fals, cu nimic adevărat, fiecare votează pe cine vrea, cu cine crede și pe cine crede cu cuvință că îl poate să reprezinte mai departe. Iată, dacă nu s-a pus atunci, am ales această zi, că este o zi importantă, o zi de sărbătoare. A trebuit copiii dumneavoastră să vă sărbătorească pe toți acasă, nu numai pe dumneavoastră, pe cei care au părinți. Care au părinți și au ajuns la o vârstă înaintată și sunt vârstnici să-i sărbătorească. Măcar o dată pe an, să ne aducem minte părinții noștri. Din păcate, știm prea bine că mulți sunt plecați în străinătate, n-au plecat de bine de la noi, au plecat pentru nevoi, au plecat să muncească acolo. Sunt constrânși să muncească acolo într-un fel pentru a face un viitor și părinții noștri sunt uitați, lăsați în umbră. E păcat că ne aducem aminte de ei de multe ori după ce nu mai avem. Atunci le simțim lipsa. A trebuit părinții să fie respectați, să fie atunci când sunt în viață. Când îi auzim pașii pe-n curte, mai ales că la o vârstă încep pașii, că eu sau în curte cu părinții, să îi târască pe-n curte, da? Ei aud pașii lui tata mereu, îi aud cum îi târăși și duce în grădină. Cred că o să fie cu adevărat dur, după ce nu vor mai auzi pașii lui. Așa mi-am învățat și copiii să-și respecte bunicii. Și de o parte și de alta, fiindcă când nu, ei nu vor mai fi, atunci ne vom da seama ce am pierdut de mult. Practic ne-am pierdut pe cei care ne-au dat viață și datorită cărora existăm și suntem ca și oameni. Eu țin să vă felicit că ați împlinit 50 de ani, ați trecut, cred eu și cu adevărat spun, și cu bune și cu rele, în toată această căsnicie. Mă bucur că v-ați suportat 50 de ani, să vă mai suportați în continuare și de acum să știți că o să aveți nevoie mult mai mult unul de altul, mai mult ca la tinerețe. Să știți că noi nu ne dăm seama, dar când îmbătrânim, atunci avem nevoie mai mult unul de altul. În tinerețe nu ne doare mai nimic, la o vârstă începe să ne doară, ne mângâim și ne văităm unul altuia și e bine să fiți împreună. Că vă spun, când o persoană pleacă, lângă cea dragă,
nimeni nu poate înlocui niciodată. Așa că eu vă doresc și vă spun mulți ani de acum înainte, să vă iubiți, să vă iubiți ca la tinerețe, sau dacă nu, să vă respectați cu adevărat. Că asta contează cel mult, respectul contează cel mult între oameni, că iubirea e o flacără trecătoare, că ea se stinge la un moment dat, dar respectul rămâne veșnic. Ce să vă zic, să vă sărbătoriți și acasă, ziua de azi, e sărbătoare, s-a suprapus cu o sărbătoare creștină, cea de azi cu sărbătoarea persoanelor vârstnice, este un lucru minunat și eu vă doresc multă sănătate, fericire și să ne vedem și peste 30 de ani, când voi împlini și eu sau domnul Sfântul Primar, 50 de ani. Mulțumesc! Ania Urban, mă trăiești cu minte, așa e cum și cu minte, te-a sunut papuc. Da, altul fiar nu se putea, nu, unul obraznic, cu minte. Mulțumesc! N-am nici vârstă nevastă decât să dea Dumnezeu la toată aici lumea. Am pus și o steluță acolo. Așa ajungi, nu mai vezi, nu mai... E, dar nu mai vedem noi, da? Păi dumneavoastră. Da. Da, n-ar nimic. Ei bine, așa. Sănătate, la mulți ani, toate cele bune să vă dea Dumnezeu. La toată lumea. Ne-au luat ca la școală. Asta e jare cu ea. Ca la școală. Mulțumim mult de tot. A să-l lăsa într-o numai. Că altfel chipărăsc. Cam periculos? Uite asta. Domnul primar cu secul. Ia vorba, ia. Nu fii fric, ești cu mine acum. Să rămână având în vedere că astăzi este vorba despre acoperământul Maicii Domnului și că este ziua persoanelor tinere, nu, tinere de acum mai mulți. Tinerețea nu ține de buletin. Se vede încă o dată lucrarea ocrotitoare a Maicii Domnului, care timp de 50 de ani v-a ocrotit, v-a ținut alături și s-a rugat pentru fiecare dintre dumneavoastră cei care sunteți prezenți înaintea tronului Sfintei Trăimi, să fiți sănătoși, să vă iubiți, să aveți copii frumoși, să vă realizați în viață și, de ce nu, și de acum încolo, să vă dorească multă sănătate. Mâna Maicii Domnului și rugăciunile ei ne acoperă în permanență. De asta, poate, nu întâmplător, tot ceea ce înseamnă sărbătoare omenească este legată, în mod tainic, de o sărbătoare creștină. O să vedeți pe parcurs toate acestea. De ce? Pentru că Dumnezeu, în permanență, este asupra noastră. Dumnezeu să vă ocrotească, Maica Domnului să vă păzească și să vă apere. Mulțumim, Părinte, străiți!